Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiectele ediției. Proiectul de modificare a legii supreme ce vizează sistemul judecătoresc a primit aviz negativ de la Curtea Constituțională. Fostul lider interlop Mihail Aizin, decorat săptămâna trecută de președintele Igor Dodon, a primit în ultimii 15 ani mai multe distincții bisericești. Ministrii de externe ai Uniunii Europene nu au stabilit sancțiuni împotriva regimului de la Minsk. Ciprul a blocat impunerea unor măsuri, cerând mai întâi sancțiuni împotriva Turciei. Eșec pentru guvernul de la Chișinău în inițiativa de a aduce modificări la legea supremă privind sistemul judecătoresc. Proiectul de lege a fost avizat negativ de Curtea Constituțională, pentru că în act s-au găsit mai multe nereguli, spune președintele Înaltei Curți, Domnica Manole. Judecătorii constituționali au dat aviz negativ prevederii care spunea că președintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de Consiliul Superior al Magistraturii, iar în cazul în care CSM înaintează din nou aceeași persoană, atunci președintele va trebui să o numească. Curtea a observat că propunerea de modificare a articolului 116, aliniatul 2 din Constituție, nu stabilește o soluție pentru situația în care președintele Republicii ar refuza numirea repetată a judecătorului propus de Consiliul Superior al Magistraturii. Măsura propusă nu prevede și un mecanism de evitare a unor blocaje instituționale în procedura de numire a judecătorilor, un alt motiv pentru care Curtea Constituțională a dat aviz negativ. Totuși, s-au avizat parțial alte modificări legislative privind componența CSM. Distribuirea numerică a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii între judecători și non-judecători, adică 6 judecători și 6 non-judecători, precum și excluderea președintelui Curții Supreme de Justiție, a ministrului Justiției și a procurorului general din componența Consiliului Superior al Magistraturii, se încadrează în limitele materiale de modificare a Constituției. Executivul speră că aceste modificări vor duce la creșterea independenței Consiliului Superior al Magistraturii. Totuși, judecătorii de la Înalta Curte spun că nu e clar mecanismul de desemnare a membrilor non-judecători ai CSM. Au apărut semne de întrebare și la capitolul afiliere politică. Curtea a reținut caracterul ei vag și imprevizibil. Există riscul ca ea să fie aplicată în mod excesiv față de unele acțiuni politice nesemnificative ale candidaților. Astfel, pentru a se atinge obiectivul depolitizării activității CSM, este suficient ca cei care candidează să nu fie membri de partid. Totodată, judecătorii de la Curtea Constituțională spun că nu e bine pusă la punct nici încetarea mandatelor membrilor non-judecători ai CSM. În toate aceste cazuri, Înalta Curte a dat aviz negativ, care este definitiv și nu poate fi supus niciunei căi de atac. Astfel, proiectul de modificare a Constituției poate fi prezentat Parlamentului numai după ce guvernul va înlătura deficiențele constatate și va obține aviz pozitiv. Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Anatol Pahopol, și-a dat astăzi demisia. El a motivat că în ultima vreme au fost mai multe critici la adresa sa, inclusiv din partea unor membri ai CSM. Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, susține că prin această decizie Pahopol i-a stricat planurile președintelui Igor Dodon de a mai numi în funcții judecători dubioși. Serviciul de presă al președinției nu a comentat acuzațiile. Cererea de demisie a președintelui interimar al CSM a fost acceptată de majoritatea membrilor Consiliului. Anatol Pahopol a declarat că nu mai are dreptul moral de a exercita această funcție, asta după ce în ultima săptămână activitatea sa a fost criticată public de două ori de membrii CSM. Decizia vine și după ce recent deputatul Dinu Plângău a depus o sesizare la Curtea Constituțională în care a solicitat să fie suspendată legea prin care Anatolie Pahopol a fost numit membru, iar ulterior a devenit președinte interimar al CSM. Între timp,
deputatul Sergiu Litvinenko consideră că demisia lui Pahopol i-a stricat planurile președintelui Igor Dodon. Din cât se pare, această demisie a cam stricat planurile lui Igor Dodon, Maxim Lebedinski și alții ca ei de a mai numi în funcția de judecători acum la final de mandat. Mai mulți magistrați dubioși vom vedea cum se va vota, dar s-ar putea să nu le ajungă votul majorității sau celor care promovează în CSM interesele lui Igor Dodon pentru a numi astăzi judecători sau de a face propunerile de numirea mai multor judecători. Serviciul de presă a președinției nu a comentat acuzațiile, în schimb, fostul consilier Maxim Lebedinski spune că acestea sunt niște declarații populiste. Eu nu am alte atribuții decât cele de membru a Comisiei Electorale Centrale. Orice aluzie sau învinuire este una neîntemeiată. Anatol Pahopol a fost detașat la Consiliul Superior al Magistraturii pe 26 mai 2020. El a preluat interimatul funcției de președinte al CSM în locul lui Izei Gafton, deoarece este cel mai în vârstă membru al instituției și această prerogativă îi revenea potrivit legislației. Dotări necesare pentru eficientizarea activității poliției din Republica Moldova. Oamenii legii au primit astăzi 52 de mașini noi cu tracțiune 4x4 și toate dotările necesare. Unde vor fi repartizate autospecialele, aflați din telejurnal. Încă un pretendent la funcția de președinte al Republicii Moldova a depus semnăturile la CEC pentru înregistrarea în cursa prezidențială. Este vorba de candidatul desemnat de partidul politic Șor, Violeta Ivanov. Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 7 zile pentru a verifica valabilitatea semnăturilor colectate și pentru a decide dacă o înregistrează sau nu pe Ivanov în calitate de concurent electoral. Până în acest moment, autoritatea electorală i-a înregistrat în cursa electorală pe liderul partidului nostru, Renato Usatăi, pe cel al platformei de Andrei Năstase și pe candidatul liberal-democrat, Tudor Deliu. Un șofer în vârstă de 21 de ani a fost la un pas să producă aseară o tragedie. El nu s-a asigurat într-o intersecție și a tamponat violent o mașină de poliție. Incidentul s-a produs aproape de miezul nopții la intersecția străzilor Paris și Nicolae Costin din Chișinău. În urma impactului violent, cei doi polițiști care se aflau în mașina de patrulare au fost răniți și au ajuns la spital. Tânărul șofer s-a ales cu un dosar penal. Ancheta este în desfășurare. Fostul lider interloc Mihail Haizin, decorat săptămâna trecută de președintele Igor Dodon cu Ordinul Gloria Muncii, a primit în ultimii 15 ani mai multe distincții bisericești. În majoritatea cazurilor, Haizin a fost decorat la inițiativa sau recomandarea episcopului de Edineț și Breceni, Nicodim. Potrivit portalului anticorupție.md, pe 1 mai 2005, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii i-a conferit lui Mihail Haizin Ordinul Sfântul Serafim de Sarov, gradul 3, în baza unei recomandări a Mitropolitului Vladimir al Chișinăului și întregii Moldove. Pe 24 aprilie 2010, tot la recomandarea înalt preasfințitului Vladimir, Mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine i-a acordat lui Haizin Ordinul Sfântul Iaroslav cel Înțelept. Cităm, în semn de înaltă apreciere a eforturilor constante depuse la renașterea și promovarea valorilor ortodoxe ale popoarelor frățești din Ucraina și Republica Moldova. Episcopul de Edineț și Briceni, Nicodin, l-a decorat pe fostul lider interlop cu diploma arhierească pentru sprijinul acordat mai multor mănăstiri și biserici de mir din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Anul 2013 a adus fostului interlop o nouă distincție bisericească. Pe 4 septembrie 2019, Mihail Haizin a primit încă o distincție. Episcopul Nicodim i-a mânat fostului interlop medalia Sfântul Dreptul Nicodim. Haizin este deseori elogiat pe portalul eparhiei de Edineț și Briceni. Cităm, omul de afaceri, Mihail Haizin, este un fiu credincios al Bisericii Ortodoxe din Moldova, care sprijină și susține în mod constant, spiritual și material, credința noastră ortodoxă strămoșească, în semn de apreciere pentru toată activitatea sârguincioasă desfășurată spre binele și întrumărirea Bisericii Ortodoxe. Domnia sa a fost decorat și anterior cu înalte distincții bisericești. Se arată într-un comunicat
comunicat publicat pe site-ul eparhiaiedineț.md. Portalul anticorupție.md a scris luni că președintele Igor Dodon l-a decorat pe Mihail Aizin cu Ordinul Gloria Muncii. Peste câteva ore, șeful statului a declarat că nu-l cunoaște personal pe Mihail Aizin, așa cum nu cunoaște multe alte persoane cărora le oferă distincții de stat. Candidații pentru decorații sunt selectați și propuși de diferite comisii. Între timp, deputatul platformei DA, Alexandru Slusar, a făcut o interpelare către secretarul general al aparatului președintelui, prin care solicită informații privind meritele pentru care Mihail Aizin a primit Ordinul Gloria Muncii și cine anume l-a propus pentru această distincție. Seceta afectează în continuare întreg teritoriul Republicii Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit codurile galben și portocaliu de secetă hidrologică până pe 28 septembrie. Conform specialiștilor, pe unele porțiuni ale râului Prut se va menține codul galben de secetă, iar pe bazinele inferioare ale râurilor Reut, Botna, Cogâlnic, Ialpug și Cahul se înregistrează o situație și mai alarmantă, acolo fiind instituit codul portocaliu. Autoritățile cer agenților economici și populației să consume raționale resursele de apă în această perioadă. Polițiștii din Republica Moldova au primit astăzi în dotare 52 de mașini noi, adică aproape 90% din numărul de automobile de teren necesare. Evenimentul oficial a avut loc la Chișinău în prezența ministrului afacerilor interne, Pavel Voicu. Mașinile au dotări speciale, sisteme acustice și vizuale de avertizare, dar și alte dispozitive pentru îndeplinirea misiunilor. Tracțiune 4x4, ceea ce asigură deplasare în orice condiții meteo și condiții de drumuri. Este dotat, cum am zis, este repartizat în două compartimente. Dispozitivul dat de protecție este amplasat pentru asigurarea securității poliției, pentru asigurarea securității persoanelor care sunt escortate. Cu noile mașini de teren, polițiștii vor putea ajunge și în zonele greu accesibile. Unitatea respectivă de transport este una necesară pentru activitatea pe care o desfășurăm zilnic în cadrul Inspectoratului de Poliție Călăraș, deoarece sunt numărul apelurilor telefonice ale cetățenilor este unul ridicat, spunem așa, și atunci într-o reacționare mai operativă, mai promptă la apelul cetățeanului. Din cele 52 de automobile, 11 vor fi repartizate în Chișinău. Cu aceste vehicule acoperim 90% din numărul total de automobile de teren necesare poliției. Mașinile care vedeți în fața dumneavoastră, în câteva ore, vor ajunge în diferite colțuri ale țării, acolo unde se atestă un deficit al acestora. Destinația lor este de a reacționa la sunetele cetățenilor la 112 și, cum am și menționat, într-un termen foarte scurt, vor ieși la fața locului grupele de reacționare operativă care vor stabili circumstanțele, vor oferi paza locului unde s-a comis o contravenție, infracțiune sau intervine în ajutorul cetățenilor până când vine grupa operativă. Valoarea totală a investiției în dotarea poliției este de aproape 20 de milioane de lei. Fondurile sunt de la bugetul de stat prin programul pentru reforma poliției susținut financiar de către Uniunea Europeană. Artiștii din Grecia s-au săturat de restricțiile impuse de pandemie și au ieșit în stradă. Ei se plâng că au rămas fără niciun venit pentru că sălile de spectacole au fost închise, odată cu creșterea numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Imagini de la protestul lor vedeți mai târziu în telejurnal. Ministrii de externe ai UE nu reușesc deocamdată să adopte sancțiuni împotriva regimului de la Minsk, acuzat de falsificarea alegerilor prezidențiale și de maltratarea protestatarilor din Belarus. Cipru l-a blocat din nou impunerea unor măsuri punitive, cerând mai întâi sancțiuni împotriva Turciei pentru activitățile sale de explorare a zăcămintelor de gaz din Mediterana de Est.
Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat într-o conferință de presă că Ciprul nu se opune sancțiunilor împotriva regimului de la Minsk, însă vrea măsuri împotriva autorităților de la Ankara, acuzate de Uniunea Europeană de încălcarea legislației maritime. Borrell a spus că nu acuză Ciprul de blocaj, înțelegându-i situația, dar a precizat că adoptarea sancțiunilor pentru regimul președintelui contestat al Belarusului, Alexandru Lukashenko, e crucială pentru credibilitatea Uniunii Europene. Il nous faut l'unanimité et il nous manque un pays. Et ce pays, c'est Chypre. Et Chypre n'est pas contre les sanctions en Biélorussie, mais il ne considère pas qu'il doive ajouter son vote pour que ça soit possible. Parce qu'il considère qu'au même temps, on doit sanctionner la Turquie. Șeful diplomației UE și-a exprimat încrederea că țările blocului comunitar vor ajunge totuși la un numitor comun în urma summitului Consiliului European programat la sfârșitul acestei săptămâni. Borrell a anunțat că ministrii de externe ai Uniunii Europene continuă discuțiile privind includerea președintelui contestat al Belarusului în lista persoanelor ce urmează a fi sancționate. Ministrii europeni de externe, dar și președintele Parlamentului European David Sassoli, s-au întâlnit ieri la Bruxelles și cu Svetlana Tihanovskaya, principalul contracandidat al lui Alexandru Lukashenko la alegerile prezidențiale din 9 august. Refugiată în Lituania, Tihanovskaya a cerut din nou comunității internaționale să nu recunoască legitimitatea lui Lukashenko, așa cum a făcut-o Parlamentul European în rezoluția de săptămâna trecută. We are trying to manage by ourselves, but we see that Mr. Lukashenko doesn't want to go for dialogue we are asking for, and at the moment any help from European countries and any other neighboring countries is very important. Președintele Parlamentului European a cerut din nou regimului de la Minsk să meargă la un dialog constructiv cu opoziția și a pledat pentru un transfer pașnic al puterii din Belarus. Però ci sono migliaia di bielorussi in detenzione, molti di loro sono torturati nel proprio paese. Per 45 giorni hanno manifestato in strada per chiedere il diritto di poter scegliere. Questo è inaccettabile, chiediamo al signor Lukashenko di liberare tutte le persone detenute, impegnarsi in un dialogo con i tanti del popolo bielorusso. După aproape o lună și jumătate de proteste, președintele contestat al Belarusului, Alexandru Lukashenko, refuză dialogul cu opoziția. Poliția continuă arestările manifestanților pașnici. Majoritatea liderilor opoziției sunt în detenție, iar Lukashenko e susținut de omologul său de la Moscova, Vladimir Putin, care i-a promis deja sprijinul organelor sale de forță, dar și o susținere financiară de $1,5 miliarde pentru a face față crizei economice. Aproape toată Europa se luptă să țină în frâu pandemia. Țările cele mai afectate de acest al doilea val COVID-19 sunt Franța, Spania și Marea Britanie. Iar autoritățile din Islanda vorbesc deja despre al treilea val COVID. În Marea Britanie, autoritățile au ridicat nivelul de alertă COVID. Este acum la 4, ceea ce înseamnă risc mare de transmitere sau creștere exponențială a infectărilor. De joi, toate restaurantele și barurile din Anglia se vor închide la 10 seara și urmează și alte restricții. În zona Madridului, cartiere întregi sunt în carantină, iar autoritățile anunță că cel mai probabil vor extinde zonele de izolare completă. Madrid, como saben ustedes, es una de las zonas más golpeadas, desgraciadamente, en estos momentos. Ahí están los datos, los contagios duplican la media nacional, desgraciadamente. În toată Franța s-au înăsprit controlele, patrule de poliție circulă permanent în mijloacele de transport în comun pentru a-i descoperi pe călătorii fără mască. Deși au fost amenajate nenumărate centre de testare, cozile sunt în continuare de ore întregi. Je suis arrivé à 7h30, donc ça va faire 3h bientôt, maintenant. În Ungaria au fost reînființate celulele de criză care au acționat pe lângă guvern în timpul primului val al pandemiei. În plus, au fost înăsprite măsurile de protecție. Masca trebuie purtată în absolut toate spațiile publice, inclusiv în stațiile de autobuz. Iar restaurantele, barurile și cluburile și-au scurtat programul. Chiar și în plină pandemie, Rusia nu ezită să organizeze adevărate demonstrații de forță cu mobilizarea 10.000 de soldați și ofițeri. Exercițiile militare strategice numite Caucaz 2020 au loc până pe 26 septembrie. Se desfășoară în centrele de antrenament din sudul Federației Ruse, inclusiv pe Marea Neagră. 80.000 de participanți se antrenează pentru lupta împotriva rachetelor de croazieră și a dronelor,
contramăsuri radioelectronice împotriva inamicului și schimbări rapide ale acțiunilor de luptă în medii diferite. Avioanele de vânătoare rusești stimulează atacuri asupra unor ținte la sol, interceptări ale unor ținte aeriene și execută operațiuni de acoperire a aeronavelor aflate în misiune. Păstrarea distanței poate fi problematică, dar nu pentru angajații unei firme de robotică din Anglia. Ei au pus la punct un mic dispozitiv ce se poartă la gât și care îi avertizează în cazul în care se apropie de un coleg la o distanță mai mică de 1,5 metri. Mai mult decât atât, în cazul în care unul dintre angajați face COVID, grație datelor stocate în dispozitiv, se poate afla imediat cine sunt colegii cu care pacientul a stat la mică distanță. Consumul de droguri e amploare în capitala Franței. Numărul de consumatori crește, poliția intensifică razile, iar locuitorii sunt din ce în ce mai revoltați. În nordul Parisului, în apropierea șoselei de centură, cartierul a devenit locul preferat de întâlnire pentru traficanți, consumatori și refugiați fără acte. Corespondenta TVR Mihaela Antochi are detalii despre această problemă care se agravează pe zi ce trece. La portul de la Chapelle, în nordul Parisului, nemulțumirile nu mai contenesc. Pe colină, așa cum o numesc cei care locuiesc în zonă, situația pare scăpată de sub control. Raidurile poliției din decembrie anul trecut au dat rezultate doar pentru o scurtă perioadă. Traficanții și consumatorii de droguri au revenit. Toți cei care sunt pe mur, care sunt alungați pe terre, tout ça c'est des toxicos. Le quartier sale, le quartier. Jamais connu un quartier comme ça. Jamais. Si là c'est des nouveaux, ils sont très agressifs et il y en a de plus en plus. Nos enfants eux ont peur. Locuitorii și comercianții din zonă cer ajutorul poliției și spun că infracționalitatea și violența au crescut foarte mult. Prin de vehicule ou volé ou voilà. Et voilà. Ils dorment la nuit dedans. Et ils font ça aussi avec nos voitures. Un matin ma maman est descendue, elle a retrouvé des toxicomanes en train de dormir dans la voiture. Le premier truc que je fais le matin en arrivant ici, c'est mettre un masque et ramasser les excréments. Alors après, les nuisances qui vont, ils crient, ils bougent, ils emmerdent le monde, tout ça et tout, voilà. În fața acestui fenomen, toată activitatea polițiștilor pare în zadar. După fiecare raid, zona este curățată. Nu durează mult și traficanții, dar și consumatorii, își fac din nou apariția. Situația s-a complicat și mai mult odată cu instalarea refugiaților care au devenit și ei consumatori de droguri. De la începutul anului, la portul de la Chapelle, poliția a confiscat droguri și a făcut peste 230 de arestări. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. Șamanii din Peru nu se pot pune de acord în legătură cu rezultatul alegerilor americane. Unii dau case că sigura victorie este a lui Donald Trump. Alții spun că viitorul președinte va fi democratul Joe Biden. E un adevărat război între șamani din cauza alegerilor americane. La întâlnirea anuală de la Lima, capitala peruană, s-au împărțit în două tabere. Unii au oficiat ritualuri pentru realegerea lui Trump, în timp ce tabăra cealaltă a implorat spiritele să-l scoată victorios pe Joe Biden. Într-un sat izolat din Rusia a apărut un adevărat erou. Este poștașul, singurul care mai ajunge în cătunul uitat de lume și pentru asta chiar și-a cumpărat un vehicul special. Corespondentul TVR Liviu Iurea ne spune întreaga poveste. Localnicii îi spun lui Serghei Rembo, poștașul Rembo. Este într-adevăr eroul lor pentru că Serghei este singurul care ajunge la ei și îi ajută. Oamenii trăiesc rupți de lume, într-un loc în care accesul se face prin mlaștin și pădure deasă. I-am 78 godu sel na tractor. Peste școală și eu desigur porc cu ciubărancu. Так что-то ничего такого сложного нет. Не страшно тут одному через лес ехать-то с деньгами? Ну, ребята, чего лесу тут бояться? Я в лесу вырос. Лес – это мой дом, второй считай. Сергей duce сатенилор пенсия, дар ши продусе де ла магазинул районал. Он нас вручает постоянно, он нам привозит почту, приносит, привозит, то есть, продукты с почты в магазин, когда заказываем. Постоянно он нам помогает. Без него вообще.
În anii 60, satul era destul de mare. Toți lucrau la colhoz, funcționa o școală și o grădiniță. Exista și un mic aerodrom. Acum, acolo au mai rămas 7 oameni, rupți de civilizație. Вечером выйдешь, и так-то жителей нас немного, а тишина везде. И как в яме в какой, все темно. Тут-то хоть все-таки повеселее, видно будет, что кто-то живет, люди. Chiar dacă sunt izolați de lume, oamenii nu vor să plece de acolo. Singura lor bucurie rămâne Serghei, care îi vizitează o dată pe lună. Din Moscova, pentru Telejurnal, Liviu Iurea. Zeci de artiști din Atena au protestat zgomotos, dar melodios, în stradă față de închiderea sălilor de spectacole. Din cauza creșterii cazurilor de COVID, autoritățile elene au năsprit restricțiile și printre acestea figurează și interzicerea reprezentațiilor artistice. Actorii și interpreții spun că nu mai au niciun venit. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la Telejurnalul Orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Victoria Polesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!